Curtea Constituțională, răspuns fulger pentru Klaus Iohannis. Președintele României, Klaus Iohannis, a trimis Curii Constituționale, luni, 7 mai, o sesizare de neconstituționalitate asupra legii privind aprobarea programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație sublinierei de cre subliniere tere în sectorul avicol. Curtea Constituțională a decis să discute sesizarea președintele pe data de 6 iunie.